Bună ziua tuturor! Având în vedere că astăzi mi s-a interzis să-mi citesc întrebările și interpelările din Senatul României, am ales din nou să vi le citesc în această formulă. După ce au plecat toți, am rămas să vă citesc întrebările, interpelările și declarația politică pe care astăzi Senatul României mi le-a interzis la citit în plen. De ce? Pentru că în acest moment se desfășoară o campanie de denigrare și de încercarea scăderii încrederii în Diana Iovanovișoșoacă. Așa că ne vedem tot online. Întrebarea este adresată domnului Nicușor Dan, primarul municipiului București, domnului Marius Grăjdan, regia autonomă, administrația patrimoniului protocolului de stat, doamnei Alina Ștefania Gorghiu, Ministerul Justiției, doamnei Renate Weber, avocatul poporului, domnul Mihai Busuio, Curtea de Conturi a României. Stimate doamne, stimați domni, fostul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE, de pe Bulevardul Aviatorilor numărul 86 din București, este pe cale să fie transformat într-o locuință individuală care va fi atribuită președintelui Klaus Iohannis, după ce acesta își va termina al doilea mandat. În final, lucrările de amenajare vor costa, țineți-vă bine, 45 de milioane de lei, aproximativ 9 milioane de euro, numai lucrările de amenajare. Domnul Iohannis îi place luxul. În extrasul de carte funciară al clădirii de pe aviatorilor a fost notat pe data de 26 iulie 2023 faptul că Primăria Generală a Municipiului București a autorizat executarea unor lucrări de construire pentru remodelare interioară și exterioară, schimbarea destinației construcției în locuință individuală din clădire birouri sediu partid, construcții anexe, cu toate instalațiile interioare aferente împrejmuire utilități. Antreprenorul general ar fi societatea Bogart SRL București, care exact 3 luni mai târziu a angajat veniturile obținute din acest contract la banca Raiffeisen în contul unui împrumut. Din acest contract reiese și suma contractului de lucrări încheiat de Bogart cu REA PPS, 45 de milioane de lei, deci 9 milioane de euro. Modalitatea de atribuire a contractului și valoarea acestuia nu apar însă și în portalul destinat achizițiilor publice, deși aici figurează alte contracte de reabilitare ale unor imobile administrate de REA PPS. Patronul Bogart, Raul Doicescu, a ridicat noul sediu al Serviciului de Protecție și Pază, condus de generalul Lucian Pahonțu. Tot din extrasul de carte funciară reiese faptul că proprietatea de pe aviatorilor este amplasată pe un teren de 1100 de metri pătrați și constă din 3 imobile, clădire birouri subsol P+1E, cu suprafața construită la sol de 475 de metri pătrați și suprafață construită desfășurată de 1265 de metri pătrați, un garaj cu suprafața construită de 43 de metri pătrați și o cabină poartă cu suprafață de 23 de metri pătrați. Conform legii, foștii președinți au dreptul să primească din partea REA PPS o reședință oficială. Președinte înainte de Klaus Iohannis, lui Traian Băsescu, i s-a repartizat o vilă de pe strada Gogol din București și aici, având loc lucrări de reabilitare înainte de mutarea acestuia, renovarea imobilului a costat cu mult sub prețul clădirii de pe aviatorilor pentru Iohannis, circa 300.000 de euro. Deci pentru casa lui Băsescu s-au dat 300.000 de euro pentru îmbunătățiri, pentru casa lui Iohannis 9 milioane de euro. Întrebările sunt: care este modalitatea de atribuire a contractului și valoarea acestuia? 2. Care este motivul pentru care nu apare în portalul destinat achizițiilor publice, deși aici figurează alte contracte de reabilitare ale unor imobile administrate de REA PPS? Care sunt motivele pentru care a fost aleasă firma Bogart și nu altă firmă? 4. Care este motivul pentru care ați ales această vilă sau vi s-a solicitat de către președintele țării expres această vilă? Care este modalitatea de alegere și atribuirea a unei vile de protocol pentru președintele care își termină mandatul?
5, care este motivul pentru care unui fost președinte i se atribuie o vilă de 1265 de metri pătrați, S plus P plus 1 E. Nu vi se pare că este spațiu excedentar? Cine ar locui în această vilă? 6. Care sunt îmbunătățirile aduse acestei vile în condițiile în care, pentru fostul președinte Traian Băsescu, ați achitat suma de doar 300.000 de euro, iar în acest caz achitați 9 milioane de euro? 7. Nu există altă vilă pentru a-i se atribui domnului președinte Iohannis după finalizarea mandatului? 8. Cine a solicitat lucrările de amenajare și în ce constau acestea? Vă solicit să-mi comunicați devizul. 9. Cine a solicitat această vilă la care sunt necesare lucrări de modificare? 10. Vă solicit corp de control de la toate instituțiile menționate în prezenta, verificând atât modalitățile de alegere, atribuire, renovare, îmbunătățiri, verificare existență al spațiu, alegere, societate și atribuire și absolut toate problemele invocate de subsemnata, precum și control al Curții de Conturi. Vă mulțumesc, solicit răspuns scris, senator Diana Iovanovici Oșoacă, președintele partidului SOS România.